România se clasează și în acest an pe ultimul loc în Uniunea Europeană după nivelul de integrare a tehnologiilor digitale în economia națională, potrivit unui raport al Comisiei Europene. Este al doilea an consecutiv când România ocupă ultima poziție în indicele economiei și societății digital, care urmărește progresele înregistrate în domeniul digital în statele membre ale UE. Țara noastră a obținut un scor de 30,6 puncte mai mic, cu 2,3% față de anul trecut. România a rămas în urmă în ceea ce privește o serie de indicatori ai dimensiunii capitalului uman, cu un nivel foarte scăzut de competențe digitale de bază în comparație cu media UE. De asemenea, performanțele țării în ceea ce privește integrarea tehnologiilor digitale și a serviciilor publice digitale sunt slabe în comparație cu cele ale celorlalte state membre ale UE. Cu toate acestea, România este fruntașă în ceea ce privește proporția femeilor specialiste în domeniul TIC și în ceea ce privește numărul absolvenților în domeniul TIC.